Pentru săgetător vorbim de creativitate care poate să apară în contracte și în asocieri. Aceasta poate să aducă stări de optimism, de generozitate, o vitalitate bună, reușite profesionale, creativitate și relații romantice bazate mai mult pe Exprimarea sensibilității. În 28 martie, ceea ce pe voi vă face fericiți, vă favorizează în zona mentală, vă aduce ideile creative la suprafață, distracția, gândurile pozitive, judecata corectă și spirit de organizare. În 29 martie vorbim de schimbări și de transformări, de moarte și renaștere. Acestea pot favoriza emoții mai puternice, regăsirea voastră în creativitate. Vă puteți manifesta mai ușor prin stări de revoltă, prin stări rebele, relații creative, romantice. Schimbările sau renașterea în ceea ce reprezintă pentru voi fericirea, aduce experimentarea maturității voastre afective. Stările de generozitate, de onestitate, manifestarea sentimentelor, iar cele mai probabile relații sunt cele de încredere sau care au la bază, în primul rând, fidelitatea.